de aeroportul Băneasa să leagă toate amintirile mele de aviație, adică începuturile. Aici am făcut școala de pilotaj în 1935. Aeroportul era micuț, cum ați spus, poate 900 de metri, cum spuneți că avea. Avea vreo de 3 pistă, vorbiți. Întregul teren, da, de aviație. Avea vreo 3 hangare. Hangarul de beton era pe latura sud, în care erau înghesuite o mulțime de tipuri de avioane, de astea mai mult de turism și particulare, și avionul școlii Mircea Cantacuzino, pe care am făcut eu pilotajul. Eram numai 7 elevi și aici am luat brevetul de pilot, a venit comisia militară, țineam pe atunci aviația civilă de militari. Tot aici, când s-a înființat escadrila sanitară, aici a avut sediu în 1940, până în 1941, când am trecut pe Pipera, de unde am plecat pe front. Afară de hangarul de beton, mi-am amintesc că lângă el era hangarul companiei LOT, care avea un mecanic care era șeful hangarului, mi-am amintesc și numele lui, domnul Kowalski. Spre șosea era hangarul Air France. Air France-ul, da. A și rămas numele unui teren de acolo, da. Air France. După aceea s-a clădit hangarul din ultimul, din de aici, de pe aeroport, din, da, unde, așa, ultimul hangar. Și celelalte, pentru că 2 ani mai târziu, compania Lares a început să funcționeze. Și cu prima linie Paris-București. Da. E invers, București-Paris. Da. Tot aici, am făcut și școala de zbor fără vizibilitate, am lucrat pe link trainer și am mai revenit în 1945 aici, după ce am terminat cele campaniile de pe front, aviația s-a redus și până când să se înființeze la Chitila Giulești, o asociație civilă, un club aviație civil, se numea Aerobaza.